Bună, dragilor, și bine ați venit la etalarea zilnică pe Zodi pentru vineri 11 septembrie 2020. Vreau să vă reamintesc că veți găsi în descriere timpii pentru fiecare semn zodiacal în parte și de asemenea tot în descriere veți găsi un link cu ajutorul căruia vă puteți calcula ascendentul. Bun, dar acestea fiind spuse, vreau să trecem la fiecare semn zodiacal în parte deoarece sunt foarte curioasă cum va debuta weekendul pentru fiecare dintre noi. Bună, Berbec! Ok. Berbecii noștri se pare că în ziua de vineri vor avea parte de un succes, posibil unii dintre voi să semnați un contract la locul de muncă sau să ajungeți la o înțelegere cu șeful, cu șefa, sau dacă voi sunteți într-o poziție de putere, să ajungeți la o înțelegere cu angajații voștri. Văd că vă veți exprima iubirea față de aceștia, aprecierea și ei față de voi, însă e nevoie să fiți impecabili în tot ceea ce spuneți, atât voi cât și persoanele din jurul vostru. Dacă ești căutați un loc de muncă, da, cu siguranță veți găsi, chiar e posibil să semnați și un contract, iar dacă vorbim de zona personală și sunteți într-o relație serioasă cu cineva, văd că vă veți împăca, da, dacă ești, ați avut o perioadă mai ciudățică, da. Și de asemenea văd aici foarte multă pasiune, văd că e posibil să oficializați anumite lucruri, e posibil să discutați despre venirea, da, unui copil pe lume și de asemenea dacă sunteți singuri, cu siguranță veți cunoaște pe cineva, dragii mei berbeci, o persoană foarte iubitoare, o persoană care va scoate din voi o latură foarte sensibilă și jucăușă. Foarte frumos, dragii mei berbeci, să aveți o zi de vineri minunată. Trecem la următorul semn zodiacal. Bună, Taur! Ok, taurii noștri se pare că în ziua de vineri, pentru zona profesională, se pare că vor alege să lase nițel în urmă tot ce ține de finanțe, tot ce ține de bani. Văd că pentru unii dintre voi e posibil să alegeți să părăsiți un loc de muncă sau să vă detașați pur și simplu începând cu ziua de vineri, da, pentru weekend, să vă detașați în acest weekend de zona profesională. Sfatul aici este să cereți totuși ceea ce vă doriți de la șeful la care lucrați sau de la șefa, da? Și să nu faceți presupuneri inutile, da? Încercați să discutați cât mai clar, dragii mei tauri. Văd că aveți în ziua de vineri o capacitate de analiză fantastică, o capacitate de a echilibra lucrurile foarte bine și văd că vă veți face strategii bune. Dacă ești și căutați un loc de muncă, nu vă să găsiți, dragii mei tauri, în ziua de vineri. Văd că veți alege să vă retrageți puțin și să vă faceți planuri mult mai strategice. Dacă vorbim de zona personală și sunteți într-o relație cu cineva, iar lucrurile nu merg extraordinar de bine între voi, văd că veți avea o discuție, văd că veți face un plan de a scăpa din această relație. Deci taurii noștri sunt foarte hotărâți. Bun, dacă ești și sunteți singur sau singură, da, nu văd să cunoașteți pe cineva, în schimb, la fel, văd că vă veți retrage nițel pentru a vă pune la punct o anumită strategie. Iar pentru alții dintre voi e posibil să vă apară în viață sau e posibil ca partenerul, da, să se transforme în ziua de vineri într-o persoană foarte rece, o persoană detașată, o persoană mai zgârcită și o persoană care să aleagă să schimbe nițel relația pe care o are cu voi. Adică ori treceți la un nivel mult mai profund atât și mult mai mare și relația renaște, ori lucrurile se termină. Dar ideea e să cereți ceea ce vă doriți, dragii mei tauri, că aveți mult mai multe șanse de a rezolva. V-am pupat, vă doresc o zi de vineri minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, Gemeni! Ok. Bun, pentru zona profesională, dragii mei gemeni, se anunță un dar de bani, dar e posibil să câștigați niște bani sau să primiți niște bani de la locul de muncă în ziua de vineri. Văd aici că un proiect va ajunge la final și de asemenea văd că veți mai pune bazele la încă unul, da?
foarte frumos aici. Văd că vă veți respecta, dar e posibil să vă răsfățați nițel, să vă cumpărați ceva, eu știu, din acei bani. Iar dacă ieși și căutați un loc de muncă, da, veți găsi cu siguranță posibil un loc de muncă unde să aveți parte de o șefă, o șefă foarte iubitoare, tiparul mamei, da? Pentru alții dintre voi, chiar e posibil să intrați în contact cu o persoană dintr-o zodie de pământ, Taur, Capricorn, Fecioară, dar nu-i neapărat. De asemenea, dacă vorbim de zona personală și sunteți într-o relație, văd că veți alege ori să-i faceți un cadou partenerei, ori partenerului, ori văd aici că veți petrece oricum ar fi ziua de vineri cu acesta sau cu aceasta. Va fi o energie foarte bună de familie, o energie de împlinire, de liniște, de satisfacție și de asemenea văd un nou început aici, mult mai stabil între voi, veți pune bazele, da, și vă veți da seama că această persoană este pentru voi. Bun, dacă sunteți singuri sau singură, cu siguranță veți cunoaște pe cineva, dragii mei gemeni, posibil o persoană dintr-o zodie de pământ. Am specificat mai înainte, Taur, Capricorn, Fecioară, ori o persoană care se află într-o poziție de putere, o persoană cu bani, o persoană foarte iubitoare, da? Și de asemenea văd că va dori să vă ajute cumva. Pentru alții e posibil să fie o persoană cu care ați lucrat sau cu care colaborați profesional. Bun, v-am pupat, dragii mei gemeni, vă doresc o zi de vineri minunată și nu uitați să vă onorați pe voi, să faceți tot ce vă stă în puteri, oricum veți avea o zi pe gustul vostru. V-am pupat și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, Rac! Bun, racii noștri se pare că vor auzi niște vorbe, da, de la locul de muncă referitoare la o înțelegere pe care ei au făcut-o. Văd că vă vor face să, nu știu, parcă vă veți teme nițel de aceste vorbe. Însă să știți, dragii mei raci, că sunt vorbe destul de înflorite, ca să spun așa, da? Un sâmbure de adevăr acolo l-au, însă nu încercați să vă încredeți în totalitate în ele și încercați să vă puneți voi ideile în aplicare și să vă ascultați intuiția. Dacă ieși și căutați un loc de muncă, da, văd să găsiți ceva, însă posibil prin prieteni sau posibil să găsiți un loc de muncă și să vă fie nițel teamă, da, de un nou început și văd că aveți prieteni în jurul vostru care e posibil să vă toarne niște vorbe destul de înflorite, spun eu, da, și din invidie, cum că nu e bun acel loc de muncă, nu știu, că acolo, nu știu, că eu știu, poate vă spune vorbe urâte despre persoana, da, care este șefa acolo. Încercați să nu ascultați aceste vorbe, mergeți mai mult pe intuiție. Pentru zona personală, dacă sunteți într-o relație cu cineva, e posibil să aflați niște vorbe, da, despre un trio, da, orică partenerul vostru, da, na, ori auziți de partenerul vostru că mai are pe cineva sau flirtează cu cineva, ori e posibil ca acesta să audă de voi sau voi să vă temeți să nu cumva să înflorească, da, anumite persoane din jurul vostru, eu știu, un anumit lucru pe care l-ați făcut. Dacă sunteți singur sau singură, văd că da, veți cunoaște o persoană, posibil o persoană cunoscută și posibil să intrați într-un trio, dragii mei raci, un trio de care se pare că va mai ști multă lume, da? Ca să spun așa, deci aveți mare grijă, văd că vă este teamă, încercați totuși să vă puneți ideile în aplicare, nu neapărat ascultați gura lumii, dacă nu e extraordinar de bine aici. Deci faceți tot ce vă stă în putere, încercați să vă puneți ideile în aplicare, dragii mei raci, și de asemenea mergeți mult pe intuiție, dar nu ascultați aceste vorbe, e adevărat, au acolo un sâmbure, da, de adevăr, însă restul e doar înfloritură. V-am pupat, dragii mei raci, vă doresc o zi de vineri minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, Leu!
Ok, dragii mei, lei se pare că în ziua de vineri veți avea parte de o luptă la locul de muncă, veți avea o neînțelegere cu cineva sau o luptă de orgolii, însă să știți că ieșiți victorioși cu siguranță, da? De acolo. Dacă ieși și căutați un loc de muncă, da, veți găsi, veți avea concurență, însă văd că veți apela la șarmul vostru, veți apela la buna voastră dispoziție, la încrederea în voi și da, deci cu siguranță e da. Dar ideea e să nu interpretați nimic la modul personal, încercați să fiți un spirit liber, că lucrurile vor merge mult mai fain. Dacă sunteți într-o relație cu cineva, văd că e posibil să mai apară o persoană, da, care să vă facă nițel puțin geloși, sau e posibil pentru alții dintre voi doar să aveți un conflict cu partenerul sau cu partenera, un conflict de idei când vine vorba de o anumită acțiune pe care doriți să o faceți împreună cu acesta. Dar ei, oricum ar fi, e cu victorie pentru voi, dragii mei lei, iar dacă ieși și căutați pe cineva, da, veți găsi cu siguranță, însă e o persoană râvnită, o persoană, nu știu, care mai este dorită, da, și de altcineva. Și de asemenea să știți că aveți ceva de luptat aici, dragii mei lei, pentru această persoană. Bun, v-am pupat, vă doresc o zi de vineri minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, fecioară! Ok, dragile mele fecioare, văd foarte multă activitate mentală aici pentru ziua de vineri, foarte mult stres, e posibil să vă luați un concediu sau aveți grijă să nu vă îmbolnăviți, da? Încercați totuși să nu vă mai stresați atât de mult, încercați să înlocuiți această teamă cu iubire și să exteriorizați, da, ceea ce simțiți într-un mod impecabil, da? Încercați să vorbiți mult, încercați să nu țineți cu dinții de un proiect, de niște bani, dar nu vă stresați atât de mult că nu sunt motive, ba chiar e posibil să vă îmbolnăviți, da? Dacă ieși și căutați un loc de muncă, e adevărat, nu văd să găsiți în ziua de vineri, e ca și cum nu veți corespunde din punct de vedere fizic, da? Nu știu, ori e o problemă de sănătate pe care o aveți, nu rezonează cu acel loc de muncă. Ori efectiv, parcă e un loc de muncă care vă aduce foarte mult stres și atunci nu cred că veți accepta, da, un loc de muncă care vă supra-solicită, vă obosește și un loc de muncă la care nu vă veți putea odihni. Dacă sunteți într-o relație cu cineva, o relație stabilă, văd aici destul de mult stres, da, parcă vă pregătiți de un concediu, de o petrecere, de odihnă, da, și văd că sunteți foarte stresați pe zonă financiară aici, e ca și cum ați avea prea mulți bani de dat și parcă nu sunteți de acord. Dacă ieși și sunteți singur sau singură, văd că e posibil să cunoașteți o persoană, posibil o persoană cu probleme de sănătate, da, sau o persoană mai retrasă, o persoană mai meditativă și tocmai din acest punct de vedere nu prea veți rezona voi foarte bine, deoarece văd aici că voi veți fi în ziua de vineri foarte axați pe zona aceasta financiară, pe tradiționalismul vostru, nu prea sunteți dispuse, dragile mele fecioare, să vă lăsați nițel mă rog, să vă pliați mai mult, da, după această persoană. În rest, lucrurile sunt bune, dar dacă înlocuiți această teamă cu iubire, sunteți impecabile în tot ceea ce spuneți, lucrurile vor fi într-o energie mult mai redusă față de cum am povestit eu. Bun, v-am pupat, dragile mele fecioare, vă doresc o zi de vineri minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, balanță! Ok. Pentru balanțele noastre se pare că ziua de vineri se anunță cu o concurență, da, la locul de muncă. E posibil să aveți ceva de făcut pentru alții dintre voi, să aveți de, mă rog, să aveți de terminat ceva, însă văd că sperați, sperați, sperați și e adevărat că se îndeplinește, dragile mele balanțe. E posibil să vă ajute și o persoană dintr-o zodie de foc, leu, săgetător, berbec sau o persoană foarte entuziasmată, o persoană foarte optimistă care vă încurajează acolo și vă suflă în aripioare. Dacă ieși și căutați un loc de muncă, da, văd că veți găsi, e un loc de muncă ori în domeniul public, ori un loc de muncă în care va fi nevoie să lucrați cu mulți oameni, da, deci nu e un loc de muncă în care veți lucra între patru pereți și văd că da, veți găsi, posibil chiar printr-o persoană dintr-o zodie de foc, v-am spus.
Încercați totuși să vă creionați un vis frumos, da, pe care voi îl aveți acolo și încercați de asemenea și voi, dragile mele balanțe, să fiți impecabile în tot ceea ce spuneți în ziua de vineri. Dacă vorbim de zona relațiilor și sunteți împreună cu cineva, văd că va fi o zi în care pasiunea, da, și nițel gelozia, da, va domina acolo între voi. Văd aici că e în legătură cu oficializarea relației, e vorba de ceva ce vă doriți extraordinar de mult de la partener și văd că da, în ziua de vineri aveți toate șansele, dragile mele balanțe, să obțineți. Dacă sunteți singuri sau singură, da, veți cunoaște pe cineva cu siguranță, o persoană răvnită, o persoană foarte cunoscută, o persoană care este plăcută de mai multe de mai mulți oameni, da? Și de asemenea văd că e o persoană independentă, o persoană optimistă, o persoană foarte pozitivă, o persoană care vă va inspira și pe voi. Deci mult succes, dragile mele balanțe, dar nu uitați, fiți impecabili în tot ceea ce spuneți. V-am pupat, vă doresc o zi de vineri minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, Scorpion! Bun. Scorpionii noștri se pare că în ziua de vineri vor fi foarte analitici. Văd că veți avea o capacitate fantastică în zona profesională de a analiza lucrurile la rece, de a fi destul de distanți de ceilalți, tocmai pentru a vă face un plan acolo pentru a jongla. Văd că veți fi stresați, da, posibil să aveți de făcut ceva. Și de asemenea, dacă ieși și căutați un loc de muncă, da, veți găsi, ori e un loc de muncă, ori sunt două locuri de muncă, da, pentru unii dintre voi, posibil chiar să vă confruntați, deci dacă lucrați în două părți, da, văd că veți fi stresați pentru că veți avea în același timp și de muncă, da, cu zona intelectului, dar în același timp veți avea și de muncă pe zona aceasta mai a spiritualității, a ocultului, ca să spun așa. E foarte interesant aici, însă văd că da, da, veți reuși să treceți cu bine peste. Însă încercați să comunicați cu claritate și să nu faceți presupuneri inutile. Deci mai ușor cu acest stres, că aveți tot ce vă trebuie, dragii mei scorpioni, și cu această energie aici puteți dărma munții din loc, da? Sau puteți urca, puteți să treceți peste ei, puteți să-i dărmați, ce vreți voi acolo să faceți. Dacă vorbim de zona relațiilor și sunteți împreună cu cineva, văd că e posibil să consultați în țări zona ocultului, posibil să dați la o parte toate sentimentele pe care voi le aveți față de această persoană, să fiți ușor stresați, da? Văd că ceva vă neliniștește, ceva nu vă convine în relație în ziua de vineri, pentru că veți analiza relația atât din punct de vedere rațional cât și din punct de vedere ezoteric, da? Și atunci lucrurile vor fi puțin ciudățele aici. Să încercați să comunicați cu claritate atât cu universul cât și cu partenerul vostru. Dacă sunteți singur sau singură, văd că mintea vă va spune, da, să vă concentrați doar pe ceea ce vă place vouă, da, să încercați să vă mențineți acolo libertatea, spiritul vostru luptător. Pe de altă parte, sufletul parcă vă indică să vă jucați nițel și de asemenea să căutați răspunsuri, v-am spus, în zona ezoterică, deoarece chiar vă indic să faceți acest lucru pentru că veți găsi foarte multe lucruri acolo și chiar și în jurul vostru, că știți cum e, cum e în macrocosmos, așa este și în microcosmos. Scorpioni, înțeleg. Și celelalte zodii, cu siguranță înțeleg, dacă se uită, dar nu prea cred. Bun, dragii mei scorpioni, deci comunicați cu foarte mare claritate, nu faceți presupuneri inutile în ziua de vineri, mai ușor cu acest stres de aici, că aveți chiar tot ce vă trebuie, da? Ca să faceți tot ce vă doriți. V-am pupat, vă doresc o zi de vineri minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, săgetător! Bun. Se pare că săgetătorii noștri în ziua de vineri la locul de muncă vor primi o ofertă de la șeful, de la șefa voastră, dar pe de altă parte tare tind să cred că voi veți conștientiza foarte multe lucruri la locul de muncă, veți conștientiza poziția voastră, da, parcă sunteți experți în ceva sau ați devenit mult mai bun sau, nu știu, vă doriți să deveniți acolo profesori, maestri, da, în ceea ce faceți voi și parcă vă uitați așa în interiorul vostru și
această dorință se aprinde tot mai tare și văd că veți alege să lăsați o persoană în urmă, o anumită colaborare în urmă, un anumit stil de viață și parcă veți merge mai departe. Dacă aveți în jurul vostru, dragii mei săgetători, la modul general vorbind, o persoană care este foarte înțeleaptă, o persoană cu niște principii foarte bine stabilite acolo, încercați să ascultați de ceea ce vă spune, deoarece vă va ajuta extraordinar de mult. Sfatul este aici să renunțați la dorința de a-i schimba pe ceilalți și să nu faceți presupuneri inutile. Cu alte cuvinte, dacă ceilalți nu se pliază cu convingerile voastre, cu aceste sfaturi pe care le primiți, încercați să nu îi schimbați pe ceilalți, lăsați în urmă persoanele care nu rezonează cu voi, nu faceți presupuneri inutile despre acestea, fiecare are visul lui, fiecare trăiește în propriul în propriul vis, fiecare are propriul grai. Dacă vorbim de zona personală, aici văd că da, e posibil să cunoașteți pe cineva, asta dacă sunteți singuri, însă va fi nevoie să lăsați o persoană cu care tot ori flirtați, ori un fost, ori o fostă, ori va fi nevoie să vă schimbați ori jobul, ori casa, ori să renunțați la un anumit stil de viață, la un anumit prieten, da, pentru a fi cu această persoană, însă e o persoană extraordinară, posibil o persoană mai matură decât voi, însă cu un suflet tânăr. Da? Și o persoană cunoscută, o persoană care e posibil să influențeze mase de oameni sau o persoană care să crească anumite, nu știu, ori un filantrop, da? Nu știu de ce mi-a venit să spun asta. Dacă sunteți într-o relație cu cineva, e posibil, da, și dacă vă doriți un copil, văd că da, vă veți hotărâ cu ardoare să începeți să faceți pregătirile, da, eu știu, să cumpărați diferite lucruri, să puneți anumite planuri la punct alături de partener, de parteneră, însă, repet, va fi nevoie să lăsați ceva în urmă, ori să vă mutați, să găsiți o casă mai mare, ori pentru alții dintre voi, posibil să lăsați anumiți prieteni sau anumite lucruri pe care până acum le făceați, să le lăsați în urmă. V-am pupat, dragii mei săgetători, vă doresc o zi de vineri minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, Capricorn! Da, capricornii noștri se pare că vor culege roadele la un proiect, la ceva pentru care voi ați muncit foarte mult, dragii mei capricorni. Da, văd aici că veți primi un mesaj, posibil la locul de muncă să primiți un mail, un mesaj, da, prin sau o scrisoare prin care să vi se spună că da, ați câștigat acel proiect sau că s-a finalizat cu bine. Văd că vă veți simți reînviați la viață și, de asemenea, dacă ești căutați un loc de muncă, da, văd că veți găsi cu siguranță, veți primi chiar un răspuns pozitiv în ziua de vineri și văd că veți începe să vă faceți așa bagajele, cumva să vă pregătiți pentru noul job. Dacă sunteți într-o relație cu cineva, văd că veți avea discuții destul de intense, da, ori pe internet, prin mesaje, ori față în față, însă oricum ar fi, văd că veți pune bazele la etapa următoare din relație, o etapă mult mai stabilă. Dacă sunteți certați, cu siguranță vă împăcați, văd foarte multă pasiune, foarte multă energie bună aici, văd că trăiți în propriul vostru vis acolo în doi, însă încercați să nu interpretați lucrurile la modul personal, încercați să vă mențineți cât mai deschiși când vine vorba de zona mentală, tocmai pentru a-l înțelege mult mai bine pe celălalt și tocmai pentru a ajunge la un punct de vedere cât mai obiectiv asupra relației. Dacă sunteți singur sau singură, da, aveți toate șansele să cunoașteți pe cineva, posibil o persoană din zodia Gemeni sau să se întoarcă o persoană din zodia Gemeni sau eu știu dacă flirtați cu o persoană, da, și nu sunteți într-o relație stabilă. De asemenea, posibil să fie chiar și o balanță, un vărsător, dar nu-i neapărat, da? În majoritatea cazurilor, posibil Gemeni, Fecioară, pe acolo, pe undeva. Dacă e și vă place, da, această persoană, văd că lucrurile vor căpăta o dimensiune destul de stabilă în ziua de vineri, posibil să ieșiți cu această persoană, eu știu, în oraș sau să mergeți undeva, să vă simțiți în al nouălea cer și, de asemenea, dragii mei capricorni, văd aici că veți avea de-a face cu o persoană destul de stabilă, da, cel puțin în ziua de vineri, nu știu cum este în general. Deci sfatul pentru voi, nu interpretați nimic la modul personal, trăiți prezentul, încercați să înțelegeți că fiecare om trăiește în propriul său vis. V-am pupat, vă doresc o zi de vineri minunată și trecem la următorul semn zodiacal.
bună, vărsător! Ok. Pentru vărsătorii noștri se pare că în ziua de vineri se anunță posibil o ceartă la locul de muncă, posibil niște nedreptăți pe care se le face sau care să vi se facă sau de care să aflați, însă văd că veți reuși să echilibrați lucrurile, veți reuși să vă împăcați cu acele persoane, deci nu vor fi lucruri extraordinar de intense, ca să spun așa. Dacă ieși și căutați un loc de muncă, da, văd că veți găsi, însă să știți că în prima instanță posibil să vi se facă nedreptate ori la acel loc de muncă pe care îl doriți, ori la altul. Văd că veți avea concurență, însă, da, cu blândețe și cu iubire, cu siguranță veți reuși și sfatul aici este să vă bucurați de viața voastră așa cum este, să încercați să fiți echilibrați, să fiți blânzi, iubitori, iertători și de asemenea să faceți tot ce vă stă în putere. Dacă sunteți într-o relație cu cineva, posibil să fiți nițel geloși în ziua de vineri sau posibil să apară diferite neînțelegeri datorită unei nedreptăți care vi s-a făcut acum, ori că v-a făcut-o partenerul, partenera, ori că e vorba de o nedreptate din zona profesională sau e vorba de niște prieteni care v-au făcut ceva, oricum ar fi, să știți că lucrurile se termină cu bine în ziua de vineri, va fi doar ceva tranzitoriu pentru a învăța să faceți tot ce vă stă în puteri și să vă bucurați de viață exact așa cum e. Dacă sunteți singur sau singură, da, văd că veți avea aici mai mulți pretendenți, pretendente, veți avea discuții intense, ori cu persoana cu care mai vorbiți, ori posibil cu o nouă persoană, însă văd aici că veți reuși, v-am spus, să echilibrați, să vă echilibrați pe voi la sfârșitul zilei și să culegeți roadele iubirii și blândeței pe care voi le-ați aplicat în ziua de vineri. V-am pupat, dragii mei vărsători, vă doresc o zi minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, pești! Ok, pentru peștii noștri se pare că în zona profesională veți descoperi niște înșelătorii cu actele, posibil pentru alții dintre voi să țineți cu dinții, da, de un anumit statut, să țineți cu dinții de un dar de bani, de la locul de muncă și atunci să încercați să vă faceți o strategie foarte bună, dar o strategie legală, da? Și atunci, da, aveți toate șansele, însă încercați să fiți voi înși vă în preajma celorlalți, aveți grijă cu aceste strategii, dragii mei pești, încercați să le faceți cât de fine știți voi și nu faceți presupuneri inutile. Dacă ieși și căutați un loc de muncă, da, e posibil să găsiți, însă la fel va fi nevoie să vă strecurați așa cum știți voi mai bine și pentru unii dintre voi, pentru alții e posibil să învățați să mai lăsați nițel de la voi și să vă pliați, dar să știți că pentru unii pești, din păcate, ziua de vineri aduce o problemă cu justiția, o problemă cu zona actelor, o problemă pe zona internetului, da? O problemă chiar și legală pentru alții dintre voi. Deci dacă știți că ați făcut niște ilegalități sau niște lucruri mai puțin ok, da? Așteptați-vă, da, la repercursiuni. Însă dacă sunteți voi înșivă, nu faceți presupuneri inutile, știți să vă strecurați, lucrurile se rezolvă mult mai ușor. Dacă ieși și sunteți într-o relație stabilă cu cineva, da, cu acte, să știți că e posibil să aflați că cealaltă persoană v-a înșelat cu privire la niște acte, cu privire la o zonă a dreptății, da, cumva v-a făcut o nedreptate sau chiar să vă facă în ziua de vineri și văd aici că voi veți fi foarte ancorați în a vă menține locul acolo în relație. De asemenea, dragii mei pești, pentru alții dintre voi poate fi vorba chiar de a încerca să țină, da, relația în frâu, să nu se ajungă la divorț. De asemenea, dacă sunteți singur sau singură, văd că da, veți cunoaște o persoană, posibil o persoană dintr-o zodie de aer, posibil balanță, gemen, vărsător. De asemenea, văd că e o persoană foarte strategică, o persoană luptătoare, dar într-un sens pașnic, într-un sens mental, da, o luptă mentală și nu o persoană agresivă. Văd că e o persoană în fața căreia să știți că puteți să fiți voi înșivă, dragii mei pești, da, sau dacă ieși și cunoașteți o asemenea persoană,
Da, vă salută pisica mea. Să știți că da, veți interacționa cu el sau cu ea în ziua de vineri, însă sfatul este să fiți voi înșivă, pentru că veți avea tendința să vă închideți, să țineți cu dinții de un anumit statut sau de ceva anume. Bun, v-am pupat, dragii mei pești, vă doresc o zi de vineri minunată, vă dorim de fapt și eu și pisica mea. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și iar dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. V-am pupat, dragii mei, vă dorim un weekend minunat!